Merg eu astăzi așa liniștit cu mașina și îmi sună telefonul dintr-o dată. Un număr necunoscut, necunoscut mie, nu număr privat. Răspund, alo, alo, salut. Ca să vezi, mă sună un posibil client pentru o asigurare de răspundere civilă. Mă bucur, inițial, pentru că, după cum știți, în general, cea mai mare frică a românului e frica de asigurări. Dar acest domn mă sună foarte încrezător în sine și îmi spune: bună, Adrian, te cunosc de pe YouTube și tare aș dori să fac la tine o asigurare de răspundere civilă, dar cât mai repede posibil, dacă se poate. Stai eu puțin așa și le miros, le gândesc și zic: dar de ce e așa de urgent? În primul rând, hai să ne cunoaștem, unde locuiți, cum vă numiți și așa mai departe. Da, mă numesc X, locuiesc în apropiere de Bamberg și am nevoie urgent, dar urgent, de asigurarea asta de răspundere civilă. Am văzut că tu faci asigurări și mă poți ajuta. Da, zic, nicio problemă, dar de ce aveți nevoie urgent? Care, ce s-a întâmplat? Ei, păi vezi, uite, fiul meu a doborât din greșeală, nu știu cum a reușit o asemenea performanță, a doborât fiul meu din greșeală schela de la muncitorii care, nu știu ce, reparau la, în față la bloc și zice el, mi-au cerut niște daune destul de urâte, în primul rând pentru că schela e închiriată, vine firma care să o monteze și așa mai departe și au zis la fel că pot să folosesc asigurarea Hapflicht, această asigurare de răspundere civilă, dacă o am, și de aia mă grăbesc să o fac rapid ca să dau asigurarea. Felicitări, zic. Când s-a întâmplat acest lucru? Păi acest lucru s-a întâmplat în urmă cu câteva zile și au chemat poliția, a fost problemă mare, tamtam mare. Uite, zic, până aici. Și dacă aș vrea să te ajut, asigurarea de-a o poți încheia, nu e nicio problemă, niciun fel de deranj, se poate face, niciun fel de problemă. Dar și dacă aș vrea să te ajut cu un caz care deja s-a întâmplat, în primul rând, nu am cum și nu e omenesc, nu e de bun simț, iar a fost poliția acolo, da? Din start se știe când a fost cazul și tu vrei să deschizi acum asigurarea. Îmi pare rău, nu funcționează. Ei, atunci în cazul ăsta nici nu mi-o trebuie, nu mă interesează, mersi, pac, și mă închide telefon. Na, frumos, ce să zic. Da, cam așa funcționează gândirea românească. Și românul, da, își face asigurări în momentul în care este deja la greu, este deja la momentul în care trebuie să scoată bani din buzunar și atunci aude de tot felul de asigurări, cum ar fi cea de răspundere civilă de care îți povesteam acum, și sună și dorește să-și facă, la fel, când se apropie de pensie, se gândește să-și facă o pensie privată, nu înainte, ci atunci când stă și calculează, wow, eu voi primi doar atâta pensie. Da, cam asta e mentalitatea care, hai, să facem cumva împreună să o schimbăm și să optăm pentru o consultanță în domeniul asigurărilor. Nu zic neapărat la mine, puteți să o faceți oriunde, dar lăsați-vă consultați, lăsați-vă pur și simplu sfătuiți și aflați chestii care s-ar putea să vă ajute în viață, cum ar fi o pensie privată, ori de ce nu, cum ar fi o asigurare de avocatură, o asigurare de Hapflicht, ca și cea despre care am povestit acum, cea de răspundere civilă. Sunt niște asigurări care, credeți-mă, vă vor ajuta și vă vor scăpa de foarte multe bătăi de cap în, pe parcursul vieții. Așa că distribuie și tu acest clip dacă crezi că este interesant sau important pentru cunoscuții tăi și lasă-te consultat. Du-te, nu neapărat la mine, du-te la un consultant care să-ți povestească despre asigurări, importanța lor și ce fel de asigurări ar fi bine să închei chiar și tu, în special dacă te afli pe teritoriul Germaniei. Hai, până data viitoare, toate cele bune și numai bine. Pa, pa!